45 de laboratoare mobile de educație rutieră au fost achiziționate în cadrul proiectului Educație Rutieră, derulat la nivelul Poliției Române. Valoarea celor 45 de laboratoare mobile este de peste 7,4 milioane de lei. Autospecialele vor avea dotări tehnice și expoziționale menite să susțină activitatea polițiștilor rutieri în campaniile pentru creșterea gradului de siguranță rutieră prin responsabilizarea cetățenilor în calitate de participanți la trafic, fie că sunt pietoni sau conducători auto. Conștientizarea consecințelor accidentelor asupra lor înșiși și asupra altora trebuie să vizeze toate categoriile sociale din care provin participanții la traficul rutier, indiferent de vârstă, din punct de vedere social, economic, cultural, al nivelului de educație, accesului la tehnologie și mass media, al participanților la trafic. Regulile rutiere trebuie cunoscute și respectate întotdeauna cu responsabilitate. Activitățile educativ-preventive interactive se realizează prin interacțiunea directă a polițistului rutier cu grupul țintă. Scopul proiectului este ca România să devină o țară sigură din punct de vedere al traficului rutier pentru cetățenii și pentru cei care o tranzitează, prin prevenirea accidentelor de circulație, pentru a se putea înscrie în graficul comun stabilit de statele membre ale Uniunii Europene, de reducerea numărului de persoane decedate sau rănite grav în evenimente rutiere. Obiectivele specifice ale proiectului sunt îmbunătățirea nivelului de cunoaștere și respectarea normelor rutiere de către participanții la trafic, precum și conștientizarea pericolelor la care se expun cei care încalcă regulile de circulație. Conștientizarea consecințelor accidentelor asupra lor înșiși și asupra altora trebuie să vizeze toate categoriile sociale din care provin participanții la traficul rutier, indiferent de vârstă, din punct de vedere social, economic, cultural, al nivelului de educație, accesului la tehnologie și mass media, al participanților la trafic. Regulile rutiere trebuie cunoscute și respectate întotdeauna cu responsabilitate. Activitățile educativ-preventive interactive se realizează prin interacțiunea directă a polițistului rutier cu grupul țintă.